În cadrul ședinței ordinare de astăzi, primarul municipiului Baia Mare a declarat că un șef de serviciu din cadrul administrației a fost identificat de către un cetățean că ar avea mai multe întâlniri în parcarea administrației cu taximetriști. Inițial erau două sau trei fotografii. Astăzi am luat tot ce înseamnă înregistrări pe care le are municipiul, cel puțin din ultimele două zile. Am identificat și ca înregistrări video acele momente. Vedem foarte clar în alte filmări că alte persoane, alți taximetriști, bineînțeles dintre cei care banau mașinile albe, bau de preluat autorizații. Nu a dat nume, dar a spus că este vorba de o persoană care se ocupă de partea de taximetrie. Edilul a mai afirmat că va sesiza Comisia de Disciplină din cadrul primăriei și, pe de altă parte, că a anunțat situația Poliției Naționale, Direcției Generale Anticorupție și Parchetului Maramureș, care vor trebui să verifice dacă, într-adevăr, este vorba de săvârșirea vreunei ilegalități. Anumite practici legate de activitatea taximetriștilor nu sunt o necunoscută pentru aleșii băimăreni. Activitatea de taximetrie sunt obținute de către reprezentanța Ministerului de Interne, fie de la rutier, fie de la segmente, și care controlează piața taxilor din Baia Mare. A fost o opinie publică manifestată și nu numai această opinie, s-au demarat unele anchete la care au renunțat chipurile acelor autorizații. Se pare că se continuă această practică aproape mafiotă în municipiul Baia Mare, lucruri pe care le consemnează practic și domnul primar în declarație. Rămâne de văzut ce vor constata instituțiile sesizate.